Bună, toată lumea! Salut! Astăzi vreau să vă zic care este cântărețul meu preferat. Cântărețul meu preferat este normal, nu cred că știți, este totul cenzurat, dar scrieți în comentarii care credeți voi că este cântărețul meu preferat. Vreau să fac episodul ăsta și peste 2-3 zile să arăt care este cântărețul meu preferat. Dar nu! Astăzi, oricum voi o să vă uitați la toate videoclipul, nu chiar, dar o să vedeți care este cântărețul preferat și apoi scrieți. Normal, că voi nu spuneți așa. Dar nu, hai să nu trece, cred că n-ați înțeles nimic. Normal, are 6 milioane de vizionări, 24.000 de like-uri și 2.000 de dislike-uri. Păi, haideți, să vedem cine este acest cântăreț. Normal, Dani Mocanu. Dănuțu, Dănuțu, Dănuțu. Și normal, știi ce zic? Fan numărul 1. Este Dani Mocanu cântărețul meu preferat. Poate vă întrebați care este cântărețul meu preferat. Da. Mai am Carla's Dreams. Nu-mi place, să știți că nu-mi place. Gabi Jeanu îi face melodie lui Dani Mocanu. Uite, sunt abonat și am și dat like. Hai să vă arăt și melodia asta. Hai să aștept să cânte, că nu. Știu că iau copyright, dar YouTube. Aș vrea să te zic lui Dani Mocanu să-mi dea autorizație. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Gata. Deci, v-am zis, ăsta este cântărețul meu preferat. Dar pentru episodul următor vreau să vă zic să-mi lăsați în comentarii să vă zic eu, să lăsați în comentarii provocări nebune. Provocări. Și pe afară nu contează. Dar vă rog să lăsați provocări. Vă provoc să-mi lăsați provocări în comentarii. Respect Dani Mocanu. Băi! Da, am scris și un comentariu acolo la Dani Mocanu. Stați să vedeți. Da, și este de Santo. Nu zic. Lăsat un comentariu. What the fuck? Bine, Dani Mocanu. Și acum hai să-i trimitem un comentariu. Îmi dai autorizație? Îmi dai să... Nu, lasă că nu-i mai scriu. Nu-i mai scriu.